foarte mulți dintre voi, sau dacă nu, cred că toți dintre voi, ați văzut trendul ăsta. Helicopter, helicopter! Paracofer, bă, și asta o să facem și noi în episodul de astăzi, o să facem un elicopter. Nu știu cum i-a venit ideea asta, am văzut trendul ăsta și m-am gândit, ia hai bă să facem și noi un elicopter. Ar fi o idee bună, nu? Oricum n-avem unul. Bine, vorbesc de parcă ar fi un lucru normal să ai un elicopter în Minecraft. Nu, Minecraft nu, dar în realitate da, mi se pare un lucru normal. E o necesitate elicopterul, dacă mă întrebați pe mine. Dar prima dată haideți să vă arate fratele vostru ce are în acest barrel. Este un carrot. Da, avem un morcov. Bă, nu știu de unde l-am, probabil mi-a dropat vreun mob sau ceva. Dar o să mergem să-l plantăm aici, pentru că avem nevoie de o fermă de morcovi. Pentru că morcov egal mâncare, simplu, nu? A, uite, plantăm fix aici. Și ca să facem mai mulți, mergem să luăm tot bornilul pe care l-avem, să extindem ferma asta de morcovi, pentru că avem nevoie de foarte mulți morcovi. Și ferma asta, sincer, nu mi se pare atât de eficientă, deci este posibil să o dărâmăm, dar mă mai gândesc. Scrieți voi acolo în comentarii dacă să mai lucrăm la ea, să o terminăm sau să o dărâmăm, să facem ceva mai eficient. Și stați așa, că eu cred că lipsește ceva dacă stau să mă uit bine. Da, tată, mult mai bine acum, lipsea modul de frunze și am pus și geamurile aici pentru că mai aveam ceva geamuri. Bă, arată nașpa puțin pentru că nu am Optifine-ul ca să arate geamurile mai bine, dar nu e problemă, o să rezolvăm. Și trebuie să mai punem și aici, dar nu mai avem. Și avem suficient bun mil încât să ne facem o fermă destul de măricică acolo de morcovi ca să ne producă suficient. Deci o să eliminăm toată ferma asta de aici de grâu și toată asta o să fie cu morcovi. Și ia să vedem. Simplu, nu? De nou am făcut 48. Și mai facem încă o fermă de asta aici. Și cred că o să facem, uite, pasta de aici. O să o transformăm într-o fermă de morcovei. Gata, tată. O facem și pasta. Cât mai mulți morcovi, cu atât mai bine. De fapt, cu cât mai mulți morcovi, cu atât mai bine, voiam să spun, mă scuzați. Bun, și mai avem și noi 5 morcovi, îi lăsăm aici pe stânga. Și pe ăștia mergem să-i punem înapoi în barrelul ăsta. Nu, semințele, stați așa, că semințele eu le țin în partea asta. Aici punem carrot-ul. Iar haideți să mai mulțim animalele astea. Dacă te vedeți, a, le-au, bă, da, bă. Sau nu merge să le mulțesc? Că le-am mai mulțit toată până să începe episodul. De-aia, de-aia zic. Ok, deci de acum încolo chiar că nu prea o să mai avem probleme cu mâncarea. Bun, dar înainte să ne apucăm de elicopterul nostru, vreau să mai minăm puțin aici, pentru că eu cred că am rămas puțin cam în urmă cu fazele, pentru că ne-am ocupat mai mult de construit. Și hai să-i dăm bătaie. Încă unde asta? Ia să vedem tu ce-mi dai. Pumpkin seeds am, flori nu prea îmi trebuie. Brain coral block, n-am ce să fac cu el, blue eyes nici atât. Bă, l-aș ține pentru florile astea, pentru că eu cred că am avea nevoie de ceva culoare, dar nu știu ce să zic. Hai că lăsăm aici momentan, mai stai puțin aici, mă mai gândesc. Mamă, ce m-am speriat de ăsta. Stați că l-au luat nomenii la bătaie. Nici nu mai are treabă cu mine acum. Ia stați așa să merg să iau o barcă să scot negustorul ăsta de acolo. Pentru că, pe negustorul ăsta cred că o să-l păstrăm. Pentru că suntem pe one block și nu mai avem, de fapt nu mai avem, nu avem de unde să facem rost de culoare. Și poate vom avea nevoie într-o zi, cine știe. Bă, da, stați că l-o... Bă, așa, ieși afară. Bine, nu voiam să te scot afară. Gata, gata, calmează-te. Stop! Bravo! Hai! Bă, urcă-n barcă, mă. Hai, mă. Haide, mă, urcă-n barcă, mă. Bravo, hai vino coace, pe ăla lasă acolo, să-l mai batați nomenii puțin. Îl ducem și pe ăsta acolo, la căsuța villagerilor. Aha, stați că de fapt am băgat căluții acolo, dar nu-i problemă. Îl lăsăm și pe ăsta în barcă, fix aici lângă. Că eu cred că va mai trebui să mai facem o casă, pentru că, da, dacă te vedeți, să cam umple asta. Deja avem 3 villageri acolo, de fapt 2 villageri și un negustor. Dar se încadrează în aceeași categorie, dacă mă întrebați pe mine. Mai multe sticle de enchant, Battle of Enchants, ia să vedem. Gata, nu le mai avem. Hai mă, iar voi, iar voi. Dacă tot aveți toate geamurile astea din furnalul ăla, haideți să le punem aici ca să terminăm asta. Și punem și aici și gata, am pus toate geamurile, trebuie să mai pun aici un slab sau să lăsăm așa. Știți ceva? Acolo lăsăm aerisire. Turtle egg? Ok, ok, interesant ăsta. Interesant oul ăsta de țestoasă. Multe emeralde.
Bă, sunt binevenite emeraldele astea, pentru că avem nevoie, vreau să... ok, se schimbă și faza, adunăm toate astea de aici și mergem și le punem la locul lor. Ca să nu le mai împrăștipâncesc, că după mesile să stau să le aleg să le duc. Așa le iau pe toate, le pun unde trebuie și gata. Ia să vedem ce fază urmează, sunt tare curios. Nether! Bă, sincer, faza asta de Nether cred că este o fază interesantă, pentru că dacă ne gândim la mobi, ne vor spuna Blazor, Piglin, Pigman și așa mai departe, și ce ne mai spunează. Dar cred că vom face roșii de Obsidian, oare? Să mă înșel sau? I don't know, pentru că la faza de Cave, cred că a fost faza de Cave, nu ne-a dat Obsidian și cred că urmează acum și este posibil să le dea și lav. Nu știu, o să aflăm. Dar haideți să mai mulțim animalele. Deja să cam umple țarcul ăsta și oile cred că mi-ajung. Oile nu cred că le mai mulțesc pentru că oile le țin mai mult pentru lână. Dar dacă vorbim de vaci, am nevoie de foarte multe vaci pentru că văcuțele ne dau mâncare și nu numai mâncare. Bun, înainte să ne apucăm să spargem aici la faza de Nether, vreau să ne apucăm să construim elicopterul. Și ce credeți? Nu am nicio idee cum să-l construim. Nu prea am idee pentru că nu avem nici foarte multe iteme. Însă, cred că ne vom folosi de teracota asta de aici. Pentru că avem ceva teracotă colorată. Teracota asta roșie sau asta yellow. Dar cred că îi vom face baza, fiți atenți. Vom pune stone-ul la prăjit. Pac! Și ne mai trebuie încă un furnal. Stați așa să mai facem un furnal, pentru că vreau să punem și cobblestone la prăjit să ne facem stone. Bun, avem 23 de bucăți de smooth stone și mai avem aici niște stone pe care o să-l băgăm imediat la prăjit și pe ăsta. Însă, ăsta cred că este suficient pentru a ne face baza, baza elicopterului, bineînțeles. Și, bă, oare să facem slab-uri prin metoda asta sau să facem cu stone cutter? Hai că le facem așa. 42 de slab-uri, eu zic că sunt de ajuns. Acum avem nevoie de niște blocuri de construit. Vom merge să luăm dirt, pentru că, da, dirtul se sparge cel mai ușor. Ok, și haideți să vedem la cine îl facem. Eu vreau să-l fac fix aici deasupra, deși cred că este puțin cam periculos să-l fac aici deasupra. Dar de fapt nu are de ce să fie periculos. Mă gândeam că azi când vin nebunii aia de spart toate astea pe aici să nu spargă și în sus. Dar n-are nicio treabă. Aia, dacă îmi sparg elicopterul, îl reconstruim. Bun, și hai să vedem la ce distanță îl facem. Cred că aici este ok. Nu este nici foarte sus. Să-l facem puțin mai sus. Suntem la Y71. Hai că-l facem aici la Y72 să nu fie nici chiar atât de jos. Să fie pe la nivelul ăsta. Ca să poată să fie și el vizibil, gen, să fie în peisaj. Bun, și acum ia să vedem. Deci aici este centrul și haide să vedem în control facem. Cred că îl face cu fața în... Bă, habar n-am, dacă mă credeți. Îl facem cu fața încolo? Hai că îl facem cu fața încolo. Hai că îl facem aici. Am mers puțin mai sus, suntem la Y76 și haideți să vedem cum o să iasă. Și ce o să iasă. Și dacă o să iasă, bineînțeles, o să trebuie să sparg eu bambusul ăsta de aici. Oare e suficient de mare? Cred că e suficient de mare, dar stați așa, pentru că eu m-am urcat aici și nu mi-am luat materialele necesare de construit. Adică, gen teracota. Bă, cred că e cam jos, sincer. Și din ce culoare să-l facem? Haideți că luăm și roșu, luăm și yellow. Ce mai luăm? Luăm și pe ăsta orange, luăm și de asta. Luăm de toate. Numai să ne ajungă. Dacă nu, facem o combinație de culori de aia nebună, dar numai să ne ajungă. Ia stați așa, înainte să mă mai urc eu acolo, să mai iau și niște geam, pentru că am nevoie și de niște geamuri. Opa, ce cauți mă aici? Ha, vale. Băi, ia, haideți să-l facem puțin mai sus. Nu știu, să-l facem, uite, aici. Cred că este înălțimea potrivită. Și ia să vedem. Bă, și cam asta este baza. Deci, cred că mai e și un elicopter de luptă sau o navă spațială la cât de mare. Și acum ia să vedem, să punem teracota. Dar ce teracota avem mai mult? Uite, avem teracota simplă. Ah, dacă avem teracota simplă, putem să o colorăm. Deci vom folosi teracota roșie, cred. Da, ne va mai trebui 100% teracota. Aici în față va veni geamul. Noi trebuie să facem o chestie de genul dacă va veni geamul. Atâta cred că e suficient? Eu zic că e suficient atât să fie geamul, nu? Și aici va sta pilotul care nu vede nimic. Bine, vede în față, doar de în jos nu vede. Oricum nu trebuia să vadă în jos, cred. Nu știu, n-am pilotat un avion până acum, nu știu cum e de acolo. Doar am mers. Scrieți în comentarii dacă v-ați mers până acum cu avionul sau cu elicopterul. Și acum, băi, e puțin cam complicat să faci un elicopter, sincer. Că acum nu mai știu ce să fac. Mai am doar două blocuri de retracota. Ia stați că eu cred că îl băgăm în combinație cu ăsta. Oare arată mișto? Dar nu prea-mi place așa. Ar trebui să-l băgăm în combinație tot cu un bloc deschis. Și cred că știu ce bloc deschis. Cred că îl vom băga în combinație cu lână. Stați așa să mergem după lână. Ia ziceți, nimerim și noi apa de acolo? Bine, că nu prea e greu de nimerit. Avem foarfece, hai să luăm lână. De-aia stați așa că sunt tare curios cum să vede. Băi, e un elicopter destul de mare. Băițelor, vreau și o lână voastră dacă nu vă supărați. Pac, mersi, mersi, vă mulțumesc. Și voi nu prea mai aveți iarbă pe aici. Sunteți prea multe și o mâncați pe toată. Uitați, acum dacă vreți și voi să mâncați, nu aveți ce să mâncați pentru că ați mâncat toată iarba. Felicitări, nu vă mai mulțesc, sunteți destule. Cred că dacă mă gândesc mai bine făceam tot elicopterul din lână, pentru că lână mai aveam de unde să facem rost, dar teracota aia pe care o avem. Bă, da, papagal. De la o parte. Na. Și acum ce teracota poia, Aline, că n-ai? Ai doar două bucăți de teracota. Ce mai poia acum?
Bravo, Aline, vezi, te-ai gândit foarte mult când ai, când ai vrut să construiești acest elicopter. Acum nu mai ai ce să pui, nu mai are teracota. Și nu cred că am nici flori roșii. Da, am doar redai. Atât. Ce colorez eu cu redaiul ăsta? Trebuia să-l fac verde de armată, pentru că verde făcea rost de culoare imediat. Bă, da, totuși, parcă e cam mare, mă. Mie așa mi se pare că mă uit de aici de jos, mi se pare cam mare. Dar nu e nimic, îl lăsăm așa că e mișto. Și cred că o să trebuia să înlocuim red teracotaul ăla de acolo, pentru că nu mai avem red teracota. Mai bine facem cu lână. Dar și lână cu ce o colorez? V-am zis că e complicat. Ok, am reușit să mai fac rost doar de 26 de bucăți. Bă, da, nu avem nevoie nici de foarte mult, dar... Nu mai am doar să fac rost de culoare roșie. Ia stai așa, ia stai așa. Tu ne dai culoare roșie? Nu, tu nu-mi dai culoare roșie. Nu știu de ce nu-mi dai culoare roșie, că eu aș fi vrut o culoare roșie de la tine, dar celălalt în casă, ia să vedem. Salut, mă scuzați că deranjez. Am venit și eu cu o problemă. Nu, tu îmi dai blu. Nu-mi dai roșu nimic. Sau mai bine îl făceam noi din lemn, dar nu, că din lemn arăta chiar urât. Hai să vedem, poate ne descurcăm cu asta, deși nu cred că mai avem nevoie de foarte mult. Bine, nu de foarte mult. Mai avem nevoie de puțin, dar totuși, hai să vedem, na. Ia fiți atenți că eu cred că îl facem. Cred că îl facem, stați așa să iau colțurile astea pentru că sunt urâte. Să facem așa mai dinamic puțin. Nu, colțurile astea de aici cred că le lăsăm să face noapte. Și acum avem să mai facem elicea și în mare parte instigat. Elicea o să o facem cred că tot în sleburi de-astea, dar să face noapte. Stați că trebuie să mergem jos să dormim și mergem cu un de-asta de dirt de aici, pentru că vom face numai turnuri de-astea de dirt, dacă ne mai urcăm de 2-3 ori. Voi ce părere aveți despre chestia asta? Ce părere aveți? Mi-am pierdut și itemele, nici nu mai știu ce iteme aveam. Vai de noi. Aveam toată teracota, fiți atenți că acum nu mai am... Bă, stați așa că uite, mai am niște smoothstone să pot să-mi termin elicopterul. Și uitați-vă ce am făcut eu cu stone-ul. Bă, sunt aerian rău de tot. Cred că de-aia am ales să fac un elicopter astăzi, pentru că sunt aerian rău de tot. Foarte interesant, ce pot să zic despre asta? Nu mai zic nimic, nu mai am nicio părere ce părere să am. Când sunt fraier, asta e. Fraier rămâi, n-ai ce să faci, ai. Bă, știu că este hardcore, dar parcă nu vine să renunț așa la serie acum, pentru că devine mai interesant că vine faza de Nether, vin mai multe chestii, avem construcții faine pe aici. Salvați-vă voi acolo în comentarii și spuneți că vreți să continuăm. În fine, până o să lăsați voi comentarii acolo, o să continuăm episodul ăsta și sper să vreți să continuăm. Hai că mai avem dărță dacă e. Hai că mai avem. Nu mai avem. Ba da, avem dărtul ăsta de aici. Dar cu ce urcăm noi până acolo? Asta e întrebarea mea. Oi, avem gravel. Gata, mă, urcăm cu gravel. Cred că sunt suficient de lungi, pentru că, bine, la elicopter de obicei sunt puțin mai mari decât elicopterul, dar și la asta sunt puțin mai mari decât elicopterul. Hai că ne uităm după de jos și dacă ele mai mărim puțin și acum trebuie să mai facem elicea asta mică de aici din spate. Și da, nu mai am teracota, deci nu, o să facem la nivelul ăsta, nu să mergem mai departe. Să vedem cum o facem pe asta. Aveam nevoie de niște apă acum în momentul de față, pentru că trebuie sau să mergem... Punem blocul ăsta, coborăm aici, dar trebuie să fim puțin mai jos. Și ia să vedem, elicele alea sunt suficient de mari dacă tot suntem mai jos, ca să știm dacă le mai mărim sau nu. Bă, cred că mai merge o puțin mărite, nu? Sau sunt ok? Nu, le mai mărim puțin. Le facem puțin mai mari totuși, că parcă se vede ciudat, parcă sunt prea mici. A, ia stați că astea trebuia să le fac puțin mai jos. Trebuia eu să le pun, uite așa, aici. Și aici. Și să sparg eu astea. Stați așa. Stați două secunde că îl rezolvăm imediat. Bun, și acum trebuie noi să mai mărim elicele astea, am spus. Hei! Mamă, ce bine că era apa aici. Și gravelul ăsta îl spargem și mult mai ușor. Gata, mă, guys, fiți atenți că am făcut și un elicopter, ne-am descurcat cu materialele astea. Mai avem să mai eliminăm blocurile de dărți temporare de acolo. Și fiți atenți că arată bine. Bă, și elicopterul nostru este gata. Pot spune că este gata, pentru că nu mai avem nimic de făcut la el. De aici de jos nu prea arată cine știe ce, pentru că noi vedem doar partea asta de jos și nu prea avem ce vedea la el. Dar de sus arată chiar bine. Bă, chiar mi-a ieșit. Nu prea mă pricepeam eu să construiesc un elicopter, dar ăsta mi-a ieșit. Bine, știu că este cam mare, dar n-are nimic. Ai, e mai mișto. Trebuia să-l fac puțin mai sus. Da, nu-i problemă. E bine și la nivelul ăsta. Iar acum haideți să vedem puțin ce ne așteaptă în faza asta de Nether. Și vreau să văd dacă mi-au crescut morcovii. Bă, și morcovii văd că n-au crescut toți, au crescut câțiva, o să-i mai lăsăm puțin, pentru că vreau să-mi mulțesc și o villagerie ca să fac rost de o carte cu efficiency de lei, să-mi pun și-o pe iteme. Și acum haideți să vedem ce ne așteaptă în faza asta. Mm-hmm.
Ah, mi-a dat de Piglet. Bă, dar să ce? Că n-am mâncare eu. Acum am văzut că n-am mâncare. Ia, haideți să mulțim și noi văcuțele până... Să distrează domenii ăștia cu piglinii. Înmulțim și noi puțin văcuțele și după aia facem rost de niște mâncare de la ele. Bă, ce se întâmplă mai aici? Au luat un raz, nu? Bă, gata, avem 47 de bucăți de carne. Adică mai mult decât suficientă. O băgăm acolo la prăjit și voi gata, v-ați distrat cu ăștia aici? Hopa, ia uite așa ce avem aici. Netherite. De fapt, ancient debris. Și pe ăsta nu putem să-l spargem decât cu pickaxe de diamond, nu? Normal, trebuie să mergem să ne luăm diamantele. Bună, ne facem cu ocazia asta și primul pickaxe de diamond. Și în sfârșit obsidian. Putem să ne facem și noi masa de enchant. Dar nu ne-a dat până acum sugar cane. Putem să facem doar masa, dar nu avem ce face cu ea. Că nu ne-a dat sugar cane. Creeper spawn egg, serios? Ce pot să zic? Pa, pa! Mamă, ce m-am speriat! Ce hit mi-a dat ăsta! Ia uitați-l ce tremură! Bă! M-a rupt! M-a rupt! Enderman? Ăla, doamne, snowman? Păi el de ce nu-l atacați? Ia uitați-l ce tremură, băi, e furios. Așa, dă-i mă-n el. Hai că te bat eu până la urmă. Stau așa mai... Aia zic, stăteam așa puțin mai deoparte ca să nu mai poată să dea mine. Aia zic, abia așteptam să-mi dea blazurile. Dar fiți atent... Bă, nu, că-mi dă... Nu, că-mi dai foc la astea. Nu, cum sting focul ăla că nu pot să-l sting? Bă, nu... Nu, unde-i găleata de apă? Lasă-mi snowman în pace! Mamă, nu m-am gândit prea bine la asta. Unde? Unde s-a dus? Dar n-am cu ce să dau în el eu. Nu ajung la el, îmi trebuie un nar. Bă, unde mi-e ăsta? S-a făcut invizibil. Și, a, bravo, cum îl prind eu pe ăsta acum? Hai, vino cu. Vino cu. Bă, mi-a dat foc la turnuri. Nu se poate. Nu. Bă, nu e ok. Nu e ok. E cam periculos aici cu... Ia uitați-vă cât mi-a dărâmat din ăsta, nu mai am nici snowman-ul aici. E teroare faza asta. E puțin teroare. Îmi trebuie un arc, am nevoie neapărat de un arc. Și cine a dat-o mine? A, ăsta a dat. Mamă, nu! Bă, what the fuck? Bă, ce se întâmplă? N-aveam armură, bă. Trebuia să luminez insula, uitați-vă ce e aici. Uitați-vă cât sunt. Bă, ce e aici, mă? Întâlnirea scheleților. Ia uitați-vă, scheleți. Pleacă-mă de aici. Bă, ajutați-mă și pe mine. Help. Ajutați și pe mine, vă rog frumos. Bă, sincer, acum e un momentul de față. Nu cred că suntem pregătiți pentru faza asta. Deci vă zic sincer că nu cred că suntem pregătiți. Adică avem și noi nevoie de arc, de enchanturi și așa mai departe. Pentru că nu avem. Și e cam greu să o dăm cu... blazurile alea, plus că fac puține ravage pe aici. Deci noi trebuie să mulțim neapărat villagerii ăștia ca să ne putem pune enchanturi. Trebuie neapărat să mulțim villagerii, că altceva nu avem de făcut. Însă casa asta nu este locul perfect pentru a mulțim villagerii, pentru că este un loc foarte mic. Dar pentru moment nu avem ce să facem, trebuie să mai punem un pat acolo. Sau nu un pat, cred că trebuie să mai punem două paturi. Două, trei paturi trebuie să punem acolo. Ia să vedem unde punem noi paturile astea. Trebuie să mai scoatem din... astea de pe aici, că altfel nu prea avem ce, pe unde să le punem. Și cam gata e acum, hai să aruncăm cu morcov. Păi, gata, bă, ajung morcov e. Luați-i de acolo. Vă mai trebuie, mă? Mai vreți? Hai, mă, ia, mai luați. Hai, că vi dau și pe ăștia. Gata, nu vă mai uitați la mine. Gata, am plecat, hai. Vi las pe ăștia 5. Făceți-vă treaba și am plecat, gata. Și mă, ne ascundem să nu ne vadă. Ne uităm pe geam. Gata, asta zic, tată, asta zic. Unde-i puiuțul? Uite-l. Dar cam atât, băieți, fete, că ajung cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați la butonul de like și nu desigur ne auzim data viitoare. Ciao!